planul minor aici, care ține oarecum de planul mare de la Otopeni. Planul mare de la Otopeni. Am terminat cu COSR-ul, după cum probabil cunoașteți, am câștigat toate procesele care ne le-au înaintat dumnealor. Din păcate, singurul lucru bun care l-au făcut, au întârziat piscina cu un an de zile. Până acum, copiii puteau să aibă piscina lor acolo. Deci începem cu piscina alăturată de terenul de hockey. Planul mare acolo e de discutat în altă perioadă, pentru că este o treabă majoră de peste 150 de milioane de euro investiție, care fundația îi pune la dispoziție să vedem ce poate să facă primăria cu infrastructura sau guvernul sau despre ce este vorba. În planul măreț de acolo există și o sală, nu știu dacă e de 5, de 6, de 7 sau de 8.000 de locuri. Putem să o facem și mai mare, dar nu mă prea interesează. Avem în vedere eventual o combinație cu Institutul de Cultură Fizică sau de Sport, cum le spuneți, din grajdurile regale, și cu Institutul German de Sport, care este în Europa cel mai mare. Ce am vrea să facem? Am vrea să facem o școală de sport în care studentul intră în primul an deja la sportul respectiv. Adică nu iese profesor de sport, nu iese profesor de educație fizică, ci iese de acolo specialist în A, atletism, B, basket, C, călărie sau ce-o fi, alea, nu 100 de sporturi, nu avem ambiția asta, dar având în vedere situația precară și dezastroasă care o are România cu personalul tehnic, cineva trebuie să se ocupe. N-am nimic altceva de spus, n-am văzut-o pe Halep cum a jucat, nu l-am văzut pe Nadal cum a jucat, din păcate se pare că este din nou cu piciorul. Credeam când am ieșit de pe teren de la, că am fost invitat la Madrid și când am ieșit i-am întâlnit familia și discutând cu taică-su, i-am spus că mai are nevoie de 10 meciuri. Ce de unde că nu sunt? Zic, la Roma câte ori fi, după aia joacă 1, 2, 3 cât o fi la Geneva, ca să fie gata, n-are cum să fie gata înainte de 10-12 ani. Ați reușit să-l aduceți la... Pe Alcaraz l-ați văzut? Pe Alcaraz l-am văzut pe Alcaraz, este impresionant, o să fie un bun numărul 1 tenistic, sper să fie și ca personalitate. N-are cum să intre în pantofilul Nadal, asta e sigur. Nimeni nu poate face treaba asta, dar este un tânăr care a demonstrat, îl pot compara oarecum cu Becker 1985, adică și atunci îmi spunea Lendl, ce cum să-l bat eu pe ăsta, numărul 1, când servește cum servește, când lovește mingea cum lovește. Deci cum să-l bate cineva pe Alcatraz, asta e întrebarea mare. Depinde. Cred că antrenorul este bun, cred că este o strictețe prea mare în viața lui personală să spune, și dacă nu face explozie, face implozie, sigur, în primul rând e om și după aia este atlet, însă este foarte, foarte promițător. Dincolo la fete, în afară de poloneză, nu cred că este vreuna care să spui că e numărul 2, 20 sau 102, adică toate sunt foarte bune jucătoare, nu vreau să iau nimic din asta, dar fata aia este o atletă ceva mai deosebită decât celelalte. Care ar fi diferența între Muratoglu și Darren Cahill? Diferența care nu cunosc. Poate ajuta pe Simona? Nu cunosc. Dar poate ajunge, adică Simona. Îți dau o părere care complet necalificată, pentru că eu îl cunosc destul de puțin. Am fost în vizită la dumnealui ca să văd ce a făcut cu Academia. A fost extraordinar de amabil și la locul lui. Mai mult de atât nu cunosc. O putem revedea pe Simona în top 10? Ce anume? Pe Simona o putem revedea în top 10? Dacă într-adevăr face alea 6 ore pe zi și de acum uită, nu mai există constanța sau ce există și își face...
rectificările sau fizicul, exact cum le-a făcut Neagu atunci când 8 luni de zile a trebuit să face refacerea, totul e posibil la fete. Ați fost la Madrid, domnul Țiriac, ați asistat la 4 game-uri din meciul Jabeur cu Halep. Vi s-a părut că s-a schimbat din punct de vedere al agresivității ca joc? Nu știu, am văzut patru jocuri care erau amestecate cu de toate și cu mingi frumoase, să nu spun altfel, dar și cu niște greșeli destul de rudimentare, deci mai mult nu pot să vă spun că nu e meseria mea și nu-mi cade mie bine ca să dau cu presupusul. Nu pot să nu vă întreb și de situația stadioanelor. Cum vedeți toată această situație? Nu se poate juca pe Arcul de Triumf, cei de la Steaua nu pot juca pe Ghenci, de la FCSB nu pot juca încă pe Ghenci. Încă o dată, nu cunosc, având în vedere însă că aceste stadioane au costat niște bani, foarte probabil că stăpânii, proprietarii sau cei care le-au luat în primire trebuie oarecum să-și facă banii, dacă nu înapoi să amortizeze, dar cel puțin să-și scoată costurile. Dacă faci o sală cum e cea de la Cluj, care a fost făcută extraordinar de bine și de senzațional cu banii care a fost făcută, totuși sala aia când o deschizi dimineața te costă 2000 de euro. Când ai deschis-o, 2000 de euro, numai cei 20 care o curăță. Dacă mai vrei să faci și ceva, mai faci alte 20.000 de euro pe zi. Și pe urmă vezi de unde vine și cum pleacă ta. Având în vedere că aceste stadioane, după cât înțeleg eu, sunt de stat sau publice sau banii publici care au fost, foarte probabil că ar trebui să aibă loc publicul să joace acolo. Domnul Țiriac, ATP-ul vrea să nu mai dea puncte la Wimbledon dacă nu îi primește pe ruși și pe bieloruși. Asta e o întrebare foarte dificilă, dar eu pot să vă spun în felul următor. Războiul e un dezastru, oriunde ar fi, între oricine ar fi și oricum ar fi. O întâlnire armată, să nu-i spun altfel, întâlnire armată ca aceasta, nu face bine nimănui. Niciunui soldat ucrainean mort, niciunui rus mort sau de orice altă naționalitate. Wimbledonul trebuia să asculte, nu porunca, dar părerea. Trebuia să dea două wildcard-uri. La dublu băieți, la dublu fete și la dublu mixt. Și aceste wildcard-uri să fie numai între un rus și o ucraineancă sau un ucrainean și o rusoaică. Și să le numească wildcard-urile păcii. Și ăștia să vină afară să spună, domnule președinte. Și domnule președinte, vă rog, așezați-vă la o masă, o zi, o lună, un an, cât este, pentru că acest război nu duce niciunde și vedem că are răsfrângeri în toată lumea, nu numai în Rusia sau Ucraina. Vă mulțumesc. Cum comentați situația din la hockey? Dinamo? Nu mai comentez. De la hockey, situația, scandalul din hockey, cum îl comentați? Pe vremea dumneavoastră... Care scandal din hockey? Cu imnul secuiesc. Pe vremea noastră, jucătorii naționale intonau și alt imn, cum s-a întâmplat acum? Nu comentez, pentru că nu știu despre ce e vorba. Știu că o țară are un imn al ei și atunci când nu mi-a cântat imnul țării mele, eu am ieșit afară și nu era la Gârcin sau la Băicoi, ci era în Statele Unite cu televiziune mondială. Și a doua zi au fost obligat să-mi cânte imnul țării mele. Vă mulțumesc. Situația de la Dinamo cum vi se pare? Mare scăpare? La Dinamo. Nu știu, jur că nu știu. Știu că nu joacă bine echipa de fotbal și că poate să retrogradeze sau a retrogradat așa ceva. Dar v-ați implica să ajutați echipa? Nu. Nu se face un nou stadion, fotbalul acolo. Nu este sportul meu. Nici dacă se face un stadion nou? Poate să facă 100 de stadioane. Trebuie și cineva să fie care joacă pe stadion. Nu e tristă, deși, în ce situație nu s-a tristă, ajuns? E un dezastru. E aproape o catastrofă. Între Steaua și Dinamo sunt cele două cluburi care au dat aceste țări peste mai mult de 50 de ani gloria. Mircea Lucescu a spus că ar putea reveni în 2024. Ce s-a întâmplat? Ar putea reveni Mircea Lucescu la Dinamo, a anunțat. 2024, după reface, după... 2024, nu da. 2240. Nu. Bine. Domnul Lucescu are dreptul să facă ce dorește dumnealui sau ce îi place mai mult.
mă întreb dacă domnul Lucescu, la cei 60 de ani care are, nu se gândește oarecum să-și ia și 2-3 ore libere pe zi.